Tinerii care au înregistrat performanțe pe parcursul anului 2014 au fost invitații galei laureaților din sport. Evenimentul a avut loc în premieră în raionul Șoldănești și a adunat peste 100 de persoane din teritoriu. Cei nominalizați au primit trofee și premii bănești. În debutul festivității, administrația raionului a menționat că sportul are prieteni buni în fiecare localitate din teritoriu. Pe parcursul anului 2014 au fost organizate competiții la diverse discipline sportive, în cadrul cărora participanții au înregistrat rezultate înalte. Spre exemplu, la fotbal, cei mai buni s-au dovedit a fi tinerii din orașul Șoldănești. În cadrul competițiilor de peste an, ei au luat cupa președintelui raionului. Făcând totalurile anului 2014 în domeniul sportului, am ajuns la concluzia că, într-adevăr, avem cu cine, avem ce arăta și rezultate bune cu care ne putem mândri. Tot ce se face în domeniul sportului, aceasta este o necesitate strictă pentru toți locuitorii raionului Șoldănești. Pentru că numai într-un corp sănătos este o minte sănătoasă. Pentru că nu ne-a arătat încă o dată că toți recruții, când facem, avem probleme anume în domeniul sănătății. De ce îi învățăm și în continuare să practicați sportul. Sportul, sportul și iar sportul. Gală este un imbold pentru a-și ridica nivelul, maestria în proba ales. Echipa de băieți de la Ulișcoane a fost cea mai tare la volei. Nicolae Micu, veteranul acestui gen de sport, a menționat că are mari speranțe în succesorul său, Nicolae Taban. De altfel, acesta îi poartă și tricoul. Toate probele sportive sunt bune de practicat. Ele cer insistență. Nu vă leniți acum când sunteți tineri, pe urmă o să trebuiască să cheltuiți tare mulți bani și multă vreme pentru a procura figurii sau cum le țâșim noi pastile. Au fost evidențiați și cei mai buni sportivi la judo. La acest capitol au fost premiați Nicolae Gafin, Mihai Crudu și Ghenadie Odobescu, toți din satul Cușmirca. Ei au avut onoarea ca trofeile respective să le fie înmânate de campionul european la judo, Ion Botnarenko. În anul 2014 avem 4 copii înrolați la Liceul Internat Republican cu profil sportiv din Cușmirca. Avem un campion al Republicii prin persoana lui Gafin Nicolae și câțiva premianți la campionatele Republicii de lupte libere, judo și sambo. Cele mai tinere sportive au fost două fete din clasa a treia de la școala din satul Olișcani. Dânsele și antrenorul lor, Ilie Volciuc, au fost nominalizate la secțiunea dame. Îmi place să mă joc în dame pentru că așa este o distracție. În cadrul galei laureaților din sport au mai fost premiați cei mai buni antrenori, atacanți, mijlocași, portari, fundași și arbitri. Unii din sportivii participanți la sărbătoare au primit premii la mai multe probe.